poate, nu știu, sunt clienți care își doresc neapărat o anumită trupă. Ai puțin timp cu unii ca să-i cucerești și să ieși în evidență și să rămâi ca v-am văzut acolo, a fost wow. Însă entertainmentul este principalul lucru care poate să rămână cu tine și poți să ajungi în momentul în care urmează să te căsătorești, să-ți dorești trupa pe care ai văzut-o la un anumit eveniment sau un artist pe care l-ai văzut acolo și ți-a plăcut foarte tare ce a transmis și cum te-ai simțit și cum te-ai distrat în prezența lui. Bună și bine ai revenit pe canalul de YouTube Urban Events. Eu sunt Raluca Iancu, sunt cofondator Urban Events și astăzi continuăm seria legată de wedding planning. Suntem din nou cu Sorana Ionașcu de la Wedding Details și astăzi vom discuta despre unul din subiectele mele favorite, entertainmentul la nuntă. Bună, Sorana! Bună, Raluca! Sorana, ce consideri tu că este important în relația dintre un wedding planner și furnizorul de entertainment? Uite, noi, de exemplu, planificăm cu Miri în săptămâna premergătoare sau în ultimele două săptămâni dinainte de eveniment, planificăm un fel de fișă de eveniment. Culegem toate datele pe care le avem de la ei, de la locație și întocmim un preview your urban event, se numește, o fișă în care regăsim dinamica evenimentului, în care ne luăm marjele de care avem nevoie, timing-ul cu servirea mesei. Pentru tine ce ar fi important în relația cu un furnizor de entertainment? În primul rând, cred că este esențial ca plannerul să cunoască foarte bine furnizorul de entertainment, în așa fel încât să poată să facă recomandări potrivite. Pentru că noi mereu le spunem clienților, când ajungem în acest punct în care trebuie să ne ocupăm de capitolul entertainment, că este foarte important să își analizeze un pic invitații, să se gândească ce raport între persoane în vârstă și persoane tinere există, să facă o analiză asupra ceea ce le-ar plăcea lor, invitaților, pentru că e foarte greu să fie un eveniment reușit când entertainmentul nu este pentru toată lumea. Și atunci cred că asta este cheia succesului, să știi ce nevoi ai în calitate de client. În momentul în care noi venim către ei cu recomandări, avem deja un brief din partea lor și această cunoaștere între wedding planner și furnizorul de entertainment ajută foarte mult. Pentru că, așa cum faceți și voi, la fel, le oferim un draft de program care ia în calcul și toată partea ce se întâmplă la locație din punct de vedere al meniului, câte feluri de mâncare avem, care este distanța între ele, cum se întâmplă zona asta. Tocmai pentru că este esențial să fie această corelare între ce mâncăm și cum dansăm. E foarte simplu, sunt doi piloni principali în eveniment, mâncarea și distracția. Și atunci, cred că asta este unul dintre cele mai importante lucruri, să ne cunoaștem, să știm exact ce poate oferi fiecare. Pot spune din experiența pe care o avem din anii de colaborare că lucrurile se întâmplă excelent când clienții noștri comuni vin către muzică, ei deja vin cu niște așteptări, pentru că voi creați această zonă de consultanță dinainte să ne cunoască, iar noi facem partea de customizare, de detaliu, dar ei vin oarecum cu lecțiile pregătite în ceea ce privește invitații, zonele geografice de unde provin ei, de origine, de unde sunt părinții, pentru că trebuie să recunoaștem că tradiția este foarte importantă pe partea de eveniment privat, nuntă.
Aici trebuie să mulțumești și persoanele în vârstă și familia, pentru ei este o mare mândrie evenimentul copiilor, mai ales dacă ești și primul născut și spargi gheața în familie. Și ne-a bucurat în relația cu voi importanța pe care ați oferit-o părții de entertainment și cum ați venit alături de clienții către noi cu lecțiile făcute, astfel încât pentru noi a fost foarte ușor să livrăm conceptul potrivit de entertainment pentru clienții noștri comuni. Capitolul acesta de entertainment este foarte important și de asta insist pe această cunoaștere între noi și furnizor, pentru că se atinge imediat după ce s-a ales data evenimentului. E de dorit și sunt clienți care își doresc să aibă la eveniment un anumit furnizor din această zonă de entertainment. Și atunci ar trebui finalizat acest capitol foarte repede. Noi obișnuim să avem această discuție despre segmentul entertainment cu clienții, pentru că e foarte important să ducem către furnizor un client pregătit, care știe ce își dorește, pentru că în felul acesta se scurtează foarte mult niște timp consumatori și de o parte și de alta. În momentul în care ei deja s-au hotărât asupra componenței entertainmentului de la evenimentul lor, când ajung la furnizor, deciziile sunt cumva mult mai ușor de făcut. Poate, nu știu, sunt clienți care își doresc neapărat o anumită trupă. Am avut și cazuri în care nunțile au fost absolut minunate doar cu un DJ. Cantitatea nu este neapărat definitorie pentru reușita evenimentului, cât calitatea. Și atunci de asta îi pregătim, discutăm, stabilim cumva niște direcții, iar în momentul în care ajung la furnizor, și știi foarte bine că așa se întâmplă în colaborările noastre, deja de partea voastră lucrurile sunt un pic mai ușoare. Și atunci toată lumea are de câștigat. Exact. Așa este. Sorana, dacă ar fi să rezumăm concret, care ar fi recomandările tale în privința momentelor de entertainment către viitorii miri? Cred că se poate sumariza în a ține lucrurile simplu. Nu ar trebui să-și facă din evenimentul lor un spectacol. Mi se pare că este o capcană lucrul ăsta, din dorința de a oferi foarte mult în eveniment. Se poate transforma nunta într-un spectacol. Noi le recomandăm să nu aleagă mai mult de două extra momente. Și aici mă refer la tot ce poate să cuprindă un moment de dans, de magie, de lucruri de interacțiune, da, de show. Pentru că am constatat că lucrul ăsta inhibă invitatul. Și el, odată ce se destinde și gustă evenimentul și acolo foarte implicat, în momentul în care intervine un astfel de moment, se poate rupe ritmul. Și atunci, cred că este foarte bine să fie cumpătați în cum aleg. Fie că au o trupă completată de un artist, poate, e important să dozajul să fie unul potrivit, ca lucrurile să meargă bine și să existe acest flow în eveniment. Să nu uităm până la urmă urmei că ei sunt eroii zilei respective și că tot ce se creează pe partea de entertainment are rolul de a facilita distracția, de a face pe toată lumea să se simtă bine, să se simtă ca la petrecere. Însă noi, ca și furnizori de entertainment, trebuie să recunosc faptul că ne asigurăm cu clienții că asta este și dorința lor. Pentru că au fost cei drept puține cazuri în care nu și-au dorit neapărat petrecere și distracție, ci și-au dorit un eveniment social, un eveniment debifat cu elemente de show, cu
noi tot promovăm, suntem în campanie de nunta altfel și pot spune că am arătat deschidere și către această zonă de clientelă care vor evenimente mai așezate, mai ca afară. Dar cele mai multe sunt cele clasice, unde cu cât te dor picioarele mai tare, cu atâta clar certifici că entertainmentul a fost la un mare nivel. Și noi suntem promotorii de a evidenția mirii, de a-i pune în evidență, de a-i pune ca element central în evenimentul lor și de a-i susține. Exact. Și ne-am dat seama că, exact cum spuneai și tu, părțile de show inhibă, pentru că 80% din invitații unei nunți sunt persoane obișnuite care merg poate frecvent la nunți. Chiar avem persoane care merg și de în acea seară la 4-5 nunți, așa că clar ai puțin timp cu unii ca să-i cucerești și să ieși în evidență și să rămâi ca v-am văzut acolo, a fost wow! Da, eu cred că oamenii se leagă foarte tare de cum a fost la nuntă. Poate nu neapărat țin minte ce au mâncat sau ce gust aveau prăjiturile, deși e discutabil că fiecare rezonează pe diferite segmente, însă entertainmentul este principalul lucru care poate să rămână cu tine și poți să ajungi în momentul în care urmează să te căsătorești, să-ți dorești trupa pe care ai văzut-o la un anumit eveniment sau un artist pe care l-ai văzut acolo și ți-a plăcut foarte tare ce a transmis și cum te-ai simțit și cum te-ai distrat în prezența lui. Și atunci, da, e un segment important. Sorana, unul dintre cele mai mari avantaje pe care le primești atunci când lucrezi cu un wedding planner este că primești timp, câștigi timp. Și pot spune că și noi, ca și furnizori de entertainment, în momentul în care lucrăm cu un wedding planner și nu direct cu clientul, câștigăm și noi la rândul nostru acest timp, pentru că în momentul în care avem o întâlnire cu un client și nu există o parte de intermediere de wedding planning, avem acea zonă de consultanță care poate să dureze de la o întâlnire până la chiar și 3-4, în care discutăm detalii, așteptări, ce consideră ei pertinent să se întâmple ca și entertainment și distracție, de unde sunt invitațiilor, cât de mulți sunt, cum ar fi petrecerea visurilor, ca și dinamică, ca și momente, care practic sunt zonele geografice. Exact. Ce facem noi? Exact. Facem o expertiză mai îndeaproape, dar luând-o pas cu pas și destul de departe, ajungând și la tematică, și pot spune că datorită lucrului cu wedding plannerii, în ultimii ani din ce în ce mai mult și foarte strâns cu voi, câștigăm și noi timp și putem să alocăm buget de timp mai mult pe partea de detalii, de prezentarea artiștilor, de conturarea programului la nivel de detaliu, de piesă, de ritmuri, de tot ce înseamnă genuri muzicale, și mi se pare că este un câștig de toate părțile, nu de ambele părți. Clientul câștigă, voi câștigați și noi la rândul nostru câștigăm. Clientul câștigă în primul rând pentru că în maniera asta de care tu spui, el reușește să se concentreze asupra detaliilor, asupra pieselor pe care vrea să le audă la eveniment sau asupra celor pe care nu vrea să le audă. Și da, într-adevăr, este un câștig de toate părțile în momentul în care există această relație. Noi încercăm să sumarizăm nevoile. Când ajung la voi, deja lucrurile sunt mult mai simple. Și nu e niciun secret că avem o colaborare atât de bună.
și am făcut multe evenimente împreună. Noi vă recomandăm cu drag, tocmai pentru că avem certitudinea că veți livra impecabil. Se poate înțelege la un moment dat că, nu știu, plannerul poate să favorizeze anumiți furnizori, ceea ce e fals din punctul meu de vedere. Nu favorizăm, abordarea noastră este la nivel general de a prezenta pentru fiecare furnizor mai multe variante, tocmai pentru că credem în libertatea clientului de a alege. Evident, toate recomandările pe care le facem sunt asumate și pertinente, însă în momentul în care deja cunoști omul cu care lucrezi și știi ce poate să ofere, știi că poate să acopere întreg evenimentul, indiferent dacă mirii își doresc mulți artiști sau poate doar un DJ și un moment de intro, e important. Și atunci cred că această comunicare duce la cele mai bune rezultate. Și nu vă favorizăm, dar ne face mare plăcere să avem evenimente împreună, tocmai pentru că avem certitudinea și deja ne-am obișnuit să lucrăm și știm informațiile de care voi aveți nevoie, noi cum să vi le livrăm, iar rezultatele sunt de excepție de fiecare dată. Da, la noi chiar simt că de fiecare dată vin clienții clarificați, adică știu direcția, cam știu ce vor, iar cu noi au partea de împuternicire, primesc instrumentele de care au nevoie pentru a contura în tihnă tot ce vor să se întâmple pe partea de distracție și cred că facem echipă foarte bună din punctul ăsta de vedere, da. Și ne completăm foarte bine reciproc. Îți mulțumesc, Sorana, pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și eu și sper să fie de mare folos aceste informații. Abia aștept să ne vedem la următorul. La următorul. Acesta a fost al treilea episod din seria cu tema centrală Wedding Planning. Sper că v-au fost de folos informațiile pe care le-ați auzit astăzi. Vă așteptăm și la discuțiile următoare. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Și dacă sunt subiecte pe care vă doriți să le abordăm în discuțiile viitoare, vă rog să ne scrieți.